Sì, perché ya digo que convivimos mucho tiempo juntos. Hemos estado foarte mult timp împreună. Terminar el entrenamiento, cualquier cosa, siempre estábamos juntos. Și la antrenament și după aceea eram împreună. Esa felicidad. E o fericire pe care am împărtășit-o cu el. De data aceasta nu a mai fost offside. Hagi face ceea ce știe el mai bine, ceea ce a făcut cel mai bine pe durata întregii sale cariere. A trimis o pasă decisivă, Moldovan a finalizat cam din poziția în care a finalizat cu Germania la Euro. Și cam din locul în care finalizează de fiecare dată, atunci când îi se oferă șansa de gol, Viorel Moldovan, foarte aproape de titlu în Franța. Probabil la cel mai bun an și el în cariera sa. Am văzut mai devreme interviul cu bunul prieten al lui Hagi de la Real Madrid, de Cendo, un interviu care ne-a demonstrat că în acest moment pe gazonul național se joacă la un ritm foarte intens. Totul a plecat de la o pasă superbă a lui Ioan Ovidiu Sabău. După această reluare a golului moldovan din pasa lui Gică Hagi, probabil reușea de asemenea o partidă de excepție împotriva naționalei Angliei. A nevăzut centrarea lui Okan pentru Hakan Şükür. Hakan Şükür insistă foarte mult la poarta naționalei României. Acum un nou atac și iată golul care vine până la urmă 1-1 în partida România selecționata mondială. O fază desprinsă parcă din reluarea precedentă. Aceiași protagoniști, Okan și Hakan Şükür. Maradona al Turciei și acum Maradona din Carpați. A mai fost un Maradona, ar fi trebuit să sosească în această seară la București, Maradona al sârbilor, Dejan Savicevic. Revedem golul marcat de Hakan Şükür, nu, Okan. Nu a mai centrat pentru Hakan Şükür, a ales să șuteze spre poarta apărată de Prunea. Hagi. Înainte acestui meci am putut auzi comentator de pe toate meridianele globului salutând faze și goluri ale lui Hagi. Gică Hagi, ani la rândul capitan al naționalei române. Jocul merge și merge încă o dată și stelele se pot duce la 2-1. Și o fac. A marcat Târgul Pjanović, jucător de la Steaua Roșie Belgrad, după o pasă a lui Tarhan. După 1-0 pentru Naționala României în prima repriză, acum selecționata mondială conduce cu 2-1. Goluri pentru selecționata All-Star marcate de Okan și Pjanović. Tehnica sârbilor nu poate fi pusă niciodată la îndoială. Publicul încearcă o senzație ciudată, se aud timide scandări, România, România. Este cert, n-a vorbit nimeni cu ei la pauză. Aproape imposibil unghiul din cap. Apărarea formației noastre, Gică Popescu. Hagi are un spațiu bun, accelerează așa cum a făcut-o de fiecare dată și centrează. Extraordinar, este gol, Rotariu. Hagi se salută cu Ioan Ovidiu Sabău, doi dintre cei mai buni jucători ai acestei seri. Să salutăm însă și reușita lui Iosif Rotariu, un fotbalist plecat prea devreme din prim plan. Iosif Rotariu, vă spuneam despre el, a deschis drumul românilor către Galatasaray Istanbul în 1990. Un bun coechipier pentru Hagi, nu numai la echipa națională, dar și la Steaua. El făcând parte din acea formație care în 1988 s-a calificat în semifinalele Cupei Campionilor, iar în 1989 a ajuns în finala acestei competiții. Încep să intre tineri în selecționata română, a intrat
Cosmin Contra, aplaudată venirea lui în teren de cei peste 60.000 de spectatori. Cât de bine s-a plasat Rotariu la această centrare. El care era cunoscut mai mult ca un mijlocaș defensiv. Partide unice care ne readuc în prim plan fotbaliști pe care i-am admirat atât de mult cu ani în urmă.